Sunt delicioase și se prepară rapid atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Sandvișurile reprezintă una dintre cele mai comune forme de prezentare a mâncării. Sandvișurile achiziționate din comerț sunt pline de grăsimi nesănătoase, de maioneză, de uleiuri, chiar dacă au și ceva legume, plus combinația cu cartofi prăjiți, care nu este tocmai sănătoasă. Ele au un indice caloric foarte mare, îngrașă copiii, iar combinația dintre carne, pâine și cartofi prăjiți îngreunează foarte mult digestia copilului. Acasă, la micul dejun sau la școală, în pauza mare, cei mai mulți dintre copii obișnuiesc să consume zilnic sandvișuri. Ți-ți place să mănânci sandvișuri? Da. Mănânci în fiecare zi? Da. Și la școală și acasă sau doar? Doar la școală. Cine ți le face? Mami. Mi-l face mami. Și cu ce îți place ție să mănânci sandvișul? Cu roșii și cu salam. Cașaval, friptură, roșii. Sosuri pui? Da. Cartofi prăjiți? Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor trag un semnal de alarmă în rândul părinților. Aceștia au făcut și simulări folosind produse care se regăsesc în comerț. De exemplu, un sandwich cu pâine, brânză, grăsime vegetală, tartinabilă și pate de porc conține numai puțin de 22 de euri, printre ele numărându-se carminul, amidonul de porumb, beta-carotenul, nitrit de sodiu sau acid citric. De asemenea, un sandwich cu pâine, brânză topită și mezeluri conține 29 de euri, potrivit Infocons. Tot 29 de aditivi alimentari conține un sandwich cu pâine, pate vegetal și margarină, în timp ce unul cu pâine Graham și pate conține doar 17 euro.